Pentru ciocolată avem nevoie de robotul de bucătărie, blenderul lat, cum îi spunem noi, deoarece lamele suportă altfel măcinarea oleaginoaselor, semințelor de felul acesta, de felul arahidelor, sacaju, ce vom folosi noi. Prima dată vom adăuga în blender arahidele. Ne trebuie o cană de arahide. De asemenea, mai avem nevoie și de aceeași cantitate de caju. Asta dacă vrem să facem pentru familie. Pentru familie cu 2 copii, să spunem, este suficient să mănânce întreaga familie dimineața. Caju îl punem pentru gustul dulceac pe care îl oferă această oleaginoasă. După ce am adăugat oleaginoasele, semințele de caju și arahidele, punem capacul și începem procesul, care va dura puțin mai mult, deoarece ele trebuie să devină o pastă, trebuie să aibă consistența untului de arahide. Da. Și pentru aceasta trebuie să se blendeze mai mult. Nu ne trebuie apă, nu ne trebuie niciun fel de lichid. Arahidele sunt foarte grase și în momentul în care lamele intră în arahidă, atunci uleiul esențial iese la suprafață și se formează untul de arahide. Pastă. Dacă dorim să îl păstrăm sub forma aceasta, mai adăugăm miere de albine și puțină sare după gust și avem untul de arahide. Dar ca să ne întoarcem la rețeta noastră, vom mai adăuga miere de albine și pudră de roșcove. Da. Aceasta îi va da un gust deosebit. Veți vedea că nici nu veți simți că nu e ciocolată, că nu e cacao. De asemenea, mai avem nevoie și de miere de albine. Acum, după gust. Mie îmi place puțin mai dulce. Este suficientă o singură lingură. Mai avem nevoie și de lapte. Este un lapte tot de arahide. Pun turna puțin, cam jumătate de ceașcă, jumătate de ceașcă. Dacă vă place mai pasta să fie mai moale, puteți spune mai mult, dacă vă place să fie mai tare, să introduceți lingura și să rămână lingura acolo înăuntru, puteți spune mai puțin lapte. Adăugăm suficient lapte și adăugăm un ingredient special, sarea. Sarea este, de fapt, cea care potențiază gustul. Atunci când, în general, când fac o prăjiturică, pe lângă miere de albine, mai folosesc și sare. Cât de sare apoi? Sare cam un sfert de linguriță. Un sfert de linguriță de sare. Nu trebuie prea mult. Punem capacul și începem procesul de blendare. Arată bine. De arătat arată bine. A ieșit o ciocolată tartinabilă. Pasta tartinabilă este potrivită pentru copii dimineața, deoarece conține carbohidrați atât din mierea de albine cât și din arahide. Copilor le va da o sursă de energie suficientă pentru la masa de prânz. Vor funcționa bine copiii.